Există vreo întrebare legată de faza de machiaj? Mă interesează să aflați ceva mai special sau nu știu. Ați folosit până acum? Vreo faza de machiaj până acum? E o întrebare de la mine pentru voi. Niciodată nimic? Laura, nu te cred. Serios? Vreau să vă spun că ultimele două luni de tot testez produse de când de când mă fi familiarizez cu brand-ul, am avut șansa să am acces la multe tipuri teste de piață, la rezultatele comerciale pe care produsele le au și așa mai departe. Nu știu dacă știți, dar în Statele Unite ale Americii, acest fond de ten, care pentru mine a fost o descoperire miraculoasă, vorbesc despre Tamiflol Ultra 24 de ore, a depășit în vânzări peste la Outdoor Double. Nu numai asta, dar este un produs care pentru mine funcționează foarte bine la absolut orice tip de ten și vorbesc chiar și de tenurile care au probleme majore. Rezistența e sporită, saipul care este la suprafață e de calitate foarte redusă și nici în caz nu izolă o față de machiaj. Iar rezultatul final pe față, așa cum puteți să vedeți, poate fi unul extrem de natural sau unul cu putere foarte mare de acoperire, unul care să corecteze trăsăturile. În plus, în urma jocului cu produsul cosmetic, am descoperit că funcționează foarte bine cu energie de vii. În sensul că, chiar dacă este un produs cu putere mare de acoperire, câteva picături de energie de vii în textura produsului vor crea o bază extrem de lichidă, foarte naturală și cu putere mică de acoperire, sunt extrem de transparent și ușor porțelanat. Cred că se vede deja rezultatul, pentru că m-am jucat mult cu faptul că am aplicat o cantitate mare de energie de vii la început, după că am putea face acest blend de textură și culoare pe fața Alexandrei fără nicio problemă. Și aș spunea că de putere la lumea, pentru că poate am putut și probleme majore ale tenului. Pasul următor va fi să fixez ușor zona T cu o pudră care mi-a devenit foarte dragă de timp. Este vorba de Belle de Tom și folosesc pudră foarte restrisă din această categorie. Plus, la Belle de Tom avem foarte multe nuanțe închise. Aveți aici display-uri și le puteți vedea acolo, care m-au jucat mult pe partea de conturare, pe partea de sculptare a feței, care mi s-a părut extrem de interesant. O să observați că finish-ul final va fi unul semi-lucios. Nu caut matitate absolută, tocmai pentru că vreau ca pielea să respire și să dea acea naturalețe de lucru care mi s-a creat foarte mult. Bun. Pe zona cea mai special voi folosi o pudră liniară. Să poate happy să anunțe și un produs de genul acesta în care am suferit la familia mea dinainte. Pentru că nu avem o pudră liniară, acum am. Chiar mă gândeam în ca și milestone pentru cariera mea. Fac meseria asta de 20 de ani. Și mă gândeam la câte etape principale a trebuit să bifez și poate vă gândiți că în 20 de ani am avut foarte multe astfel de etape. Însă o să vă cam dezamăgesc, pentru că în 20 de ani am trecut 4 milestone, să spun, în meseria pe care o fac. Primul a fost într-un magazin de cosmetice de lux în București, în perioada liceului.
când a fost practic și prima dată la venire pe Lula. Mai apoi a urmat semnarea pentru predul primării, când practic am intrat în familia L'Oreal. Se întâmpla în 98, după acesta. După 6 ani de Maybelline ne-am migrat către L'Oreal Paris, unde am trecut 11 ani. Iar acum, practic, sună divorț cumva, povestea pe care vă povestesc, dar după astfel că e o luptă de porțelan. Cred că dacă nu mășor luptat de 20 de ani luptat de porțelan, poate dați un search să mă lămuriți, așa bănesc. Pot să spun că e luptat de porțelan, la lucru, pentru că până la urmă partenera mea toată această călătorie a fost culoarea și influența artistică.